în parcul Cismigiu, iar la festival sunt așteptați să participe peste 1200 de artiști. Prima zi a festivalului a fost intitulată Muzici și tradiții, iar pe scenă au urcat artiști din țară, dar și de la Chișinău. A urmat apoi ansamblul de călușari din Vâlcele, județul Olt. Primarul capitalei a înmânat premii celor care au urcat pe scenă. De 7 ani de zile tot îmi spune Claudia că am purtat noroc. Noroc le-a purtat dumneavoastră, invitaților. Eu vă mulțumesc că sunteți încă o dată alături de noi. Începe să-mi placă din ce în ce mai mult, pentru că sunt super tineri, sunt super frumoși și sunt tot atât de deștepți ca și mulți alții. Asta e starea de normalitate. Asta vreau să aibă parte bucureșteni. Unii spectatori mai îndrăzneți au ieșit la dans. Ați antrenat acasă? Da, da. Câți ani aveți? 81. Dansez ca la 30. De când mă știu, am iubit și iubesc muzica populară. Întotdeauna mi-a fost dragă. Îmi place foarte mult. Am și din familie cântăreți din muzică populară. În această seară vor urca pe scenă reprezentanții ai minorităților, dar și interpreți cunoscuți precum Floarea Calotă și Matilda Pascal Cojucărița. Seara se va încheia cu un concert extraordinar, marca Ovidiului Pan Țăndărică. Frații din Cluj, abandonați de mamă și crescuți de bunică, au văzut pentru prima dată în viața lor mare. Cei 5 copii însoțiți de bunica lor au plecat într-o excursie pe litoral. Vacanța la Neptun le-a fost oferită de Antena 3 în colaborare cu Paralela 45. De cum am auzit că vor